Încă o dată, bine v-am găsit, dragii mei! Hai sus, suntem la lecția de startup, episodul cu numărul 3, iar astăzi, alături de mine, Cătălin Stoica, se află un invitat special, un om pe care îl cunosc de ceva vreme, un om care mie îmi place foarte tare și mai ales îmi place foarte tare ceea ce face el, pentru că face arte marțiale. Este maestru în Wing Chun Kung Fu, acel stil de luptă care l-a consacrat pe Bruce Lee. Da? Toată lumea știe pe Bruce Lee. Bogdan Roșu, îți spun bine ai venit la lecția de startup. Bine v-am găsit. Chiar dacă noi filmăm ziua, emisiunea se difuzează seara, începând cu ora 20, asta înseamnă că e ora 8 și un pic. Și vorbim despre, efectiv, despre startup-uri, despre antreprenoriat, despre lider și, bineînțeles, despre începuturi, despre cât de greu este, a fost, este, va fi oare și în continuare. Tu cum ai început? Păi, să zicem că tot a început în Roma, de fapt, nu în București. Acolo am început să predau arte marțiale și era foarte interesant că mă duceam cu autobuzul, cred că cam 45 de minute, schimbam vreo două autobuze și super entuziasmat, super încărcat, mă duceam în sală și sala era goală. Pentru că aveam 4 oameni care veneau și nu veneau. Și după 2 ani, că predam arte marțiale și aveam și alte joburi, după 2 ani am zis ok, cred că a venit timpul să mă întorc în țară, să încerc și altceva. Și atunci am început să predau, predam 2 ore în timpul săptămânii, 3 ore parc. Și ce să zic, încep cu oameni puțini, încep cu 2 oameni. Mi-aduc aminte prima antrenament, n-am sunat niciodată, mi-am chemat prietenii, zic, băi, veniți măcar să fac câteva poze în sala asta în care am închiriat-o, ca să văd și să pun și eu câteva poze pe net. Și așa am început. Inițial... A fost așadar un club de Wing Chun Kung Fu, da? O școală de Wing Chun Kung Fu, doar asta avea la început, nu? Eu mă îmbinam întotdeauna, adică dădeam mult mai mult decât antrenamentele în sine sau mișcările în sine. Era... Ideea era întotdeauna, zic, băi, oamenii ăștia vin la mine, dar ei ce vor de fapt? Vor să învețe să scoată dinți pe stradă sau vor să devină oameni mai buni? Ce e Wing Chun de fapt? Îi zic, bun. Pentru mine, personal, a fost un mecanism de a-mi găsi încrederea în mine. De a intra în contact cu puterea pe care o am de fapt. Și nu mă refer în niciun caz la puterea arogantă, adică uite-te la mine cât sunt de special. E vorba de puterea de a crea. De a face chestii. Cum s-ar spune, și de a merge mai departe. Lucru care mi-a fost testat din plin încă de când am început. Și asta a fost prima probă. Zic, băi, bun, predau în parc, predau câteva ore, am puțini studenți, dar trebuie să vin, să fiu acolo de fiecare dată, să fiu prezent, să fiu pentru ei acolo de fiecare dată. Că sunt 2, că sunt 2000, nu contează, ești acolo, ești pentru ei. Și asta e foarte important, consistența. La început, în ciuda faptului că poate nu vezi rezultatul pe care ți-l dorești inițial, e nevoie de consistență și mai ales în ce am intrat acum, e vorba de consistență de a publica pe net, așa cum faci și tu cu emisiunea asta, de a oferi și a oferi și a oferi, a face lucrul ăsta mult consistent. Anthony Robbins a zis o chestie foarte, foarte mișto, zice, oamenii supraestimează ceea ce pot face într-un an, și subestimează ceea ce pot face în 10. Știi, că mergi, nu vezi nimic și pa, bum, da. Dar trebuie să ai timpul ăsta în care nu vezi mare lucru ca să poți să vezi diferența aia de rezultate. Este într-adevăr un aspect de care foarte mult, de fapt cei mai mulți se împiedică, aplică și zic, uite că nu se vede, da, nu se cunoaște, n-am rezultate, ce rost are să o mai fac? Perseverența, până la urmă, este pentru un apanaj oamenilor de succes. Nu văd legea efectului compus. Că, știi, mergi în timp, nu se vede mare lucru și deodată, bum. Da? E o chestie exponențială. De dacă vrei, ceea ce Napoleon Hill numea înfrângere temporară. Da. Tragi, fără să se vadă mare lucru, dar cu cât tragi mai mult și mai greu, acel boom de care și tu vorbeai, curba aia în sus, este mai abruptă și mai spectaculoasă. Cum ai continuat? N-aveam de ales. M-am pus într-o situație în care era ori învăț cum să fac școala asta să meargă, ori mă întorc acasă la părinți. Și practic făceam foarte multe lucruri. Mă înscrisesem și la a doua facultate, când să mă ajute cu școala, aveam și un job part-time, du-te și la facultate la zi, du-te să te mai și distrezi, fă și aia, fă și aia, fă și aia și te întreb, băi, de ce nu văd progres?
momentul în care m-am hotărât, zic, băi, ok, gata, a venit momentul să mă focalizez. Și am tăiat și facultatea, pentru că am văzut că nu m-a ajutat foarte mult, aviz studenților. Și mi-am dat demisia și de la job și m-am focalizat 100% pe sală. Și la scurt timp au apărut și oamenii potriviți care să mă ajute să fac mutările de care aveam nevoie și să învăț lucrurile de care aveam nevoie. Uh-huh. Nu recomand lucrul ăsta, să tai, știi, să tai orice altă opțiune. Uh-huh. Ajută. Ajută pentru că te obligă să te focalizezi și să găsești o soluție, că până atunci ai să ai mereu... Se spune că cea mai mare obstacol în fața unei vieți excelente este o viață bună. Da. Și mă, lasă, să nu mai fac nicio schimbare, că e bine. Știi? Merge și așa. Exact, merge și așa. Când ți-e rău, atunci, băi, nu, n-am de ales, gata, trebuie să mă duc la nivelul următor. Și... Da, și antrenamentele marțiale, fac arte marțiale de la 13 ani, știi, și înțelegi procesul ăsta de creștere, înțelegi că, băi, nu ți-e azi, nu ți-e să mâine, nu ți-e să săptămâna viitoare, dar la un moment dat o să-ți iasă și o să-ți iasă ușor. Un lucru e sigur, dacă te dai bătut, sigur nu-ți iese. Întrebarea, de fapt, nu este dacă iese, ci când iese. Când iese. Asta este ceea ce, de fapt, trebuie să te întreb, ca să nu mai riști să-ți răspunzi, nu cred că nu iese. Ai nevoie și de elementele de susținere, pentru că tu poți să ai o idee foarte bună, dar dacă nu ai, poți să ai o sămânță foarte bună. Dacă pământul nu e cel potrivit pentru sămânța ta, dacă sămânța ta crește doar în anumite zone ale globului, degeaba o uiți tu și faci tot felul de afirmații pozitive, că sămânța nu se crească pentru că nu e mediul ei. Trebuie să fii și o piață pentru ceea ce faci. Uh-huh. Bun, ai un startup, fantastic, e o idee formidabilă, e revoluționar, bun. E cineva care e interesat de ceea ce faci tu? E cineva care poate beneficia de serviciul tău? E cineva care e dispus să te plătească pentru asta? Sunt întrebări importante. Uh-huh. Și la mine a fost puțin un... Hai să zicem neapărat un risc, pentru că am decis să îmbinăm dezvoltarea personală cu artele marțiale și leadership-ul, bineînțeles, cu artele marțiale. Uh-huh. Pentru că înțelegând filozofia leadership-ului așa cum o predai tu și așa cum este, înțelegi cât de mult ajută în arte marțiale și cum completează foarte bine artele marțiale în găsirea încrederii în sine, în ideea că, bun, sunt în fața oamenilor pentru că sunt aici să-i ajut, ajutându-i pe el sau ajutându-te pe tine, mă ajut pe mine. Corect. Și înțelegi lucrul ăsta. Eu nu pot să progresez în sală dacă persoana cu care lucrez nu progresează. Uh-huh. Și lucrul ăsta se înțelege, nu mai e vorba de ego. Și a fost așa puțin o... Zic, ok, hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Și a dat niște rezultate la care nu m-aș fi așteptat vreodată. Niște transformări în viețile oamenilor. Pentru că aș vrea să punctăm, Empowerment Wing Chun este o școală de arte marțiale și de dezvoltare personală. Uh-huh. E o școală de leadership în același timp. Este, din ce știu eu, singurul loc în care nu vii doar să practici un sport și atât, faci mai multe. Există și seminarii, există workshop-uri, există evenimente de dezvoltare personală la care cu siguranță oricine din afară vrea să participe, dar bineînțeles că acestea sunt dedicate membrilor școlii. Așa cum și Cătălina a venit și ne-a ținut un seminar de relaționare, pentru că suntem foarte recunoscători, foarte, foarte fain, o experiență pe care aș vrea să o repetăm. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Și da, asta a fost începutul, știi că ne-am mutat așa de la o sală la alta, aveam foarte puțin studenți, aveam în jur de 8, abia puteam să iau de mâncare ce făceam, știi? Cum ai putut investi? De unde ai avut banii să investești chiar și în prima chirie? Am fost ajutat. E foarte important să înveți să ceri ajutorul. Uh-huh. Și să oferi ajutor la rândul tău. E karma bună. Întotdeauna când ai ocazia, ajută pe alții, se întoarce. Se întoarce într-o direcție sau cealaltă. Citesc acum o carte, se numește Management Karmic, și zice că trebuie să-ți ajuți toți, atât competiția, atât clienții, furnizorii, cât și restul lumii, ca să ai tu succes. Că de fapt, despre asta e vorba la urmă urmei. Principiile tibetane lui Geshe Michael Roberts. Exact. Și
Da, e important. Eu avem o chestie foarte interesantă în cultura noastră. Când cineva îți oferă un cadou sau un gest sau asta, zice, nu, dar nu trebuia, nu trebuie, dar Da, nu e da. bine, nu. Ei, stai puțin, e ocazia persoanei din fața ta să-ți ofere un Să se lucru, să bucure se că ți bucure că te-a oferă ceva, ajutat, da. știi? Accept ajutor, nu suntem mai să ne descurcăm în permanență singuri. Pentru că și tu oferi la rândul tău. Ok, am fost ajutat azi, am să ajut și eu mai departe. Cum e să-ți ajuți tocmai competiția? Pentru că asta e destul de greu de Da, înțeles da, 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 da. într-o societate extrem competitivă în care se spune că dacă dai, nu mai ai, dacă l-a ajuns pe competitorul tău, el va avea cu siguranță mai mult. Cum e să faci asta? Uite, când am început să țin seminarii de dezvoltare personală, aveam o părere foarte bună despre mine și zic, ok, în câțiva ani mă mai spar pe toți. O să fiu cel mai tare din țară, o să fiu cel mai... Și poate zici, te trezești, băi, stai puțin, că nu e vorba de asta. Știi, și citind cartea asta lui Michael Roach, am început să... E asta, știi, o chestie pe care am învățat-o din arte marțiale, care m-a ajutat foarte mult, este, băi, mi-a venit o idee, o aplic acum. Când, acum, în momentul ăsta, funcționează, nu funcționează, am să o aflu pe parcurs, dar, în primul rând, vreau să fac ceva, decât să stau să vorbesc. Ei, și prima chestie pe care am făcut-o, zic, ok, pe cine cunosc, care se mai apropiați, care fac un lucru de, sau țin seminarii de dezvoltare personală? Păi, pe X, ok, super tare. Și hai să scriu un mail listei mele despre serviciul. Și am întrebat, băi, ce ai tu acum de promovat sau ce vrei tu acum să... Care e chestia ta principală acolo? Și zice, păi, uite, tabăra asta. Și a, ok, bun. Dar nici n-am vorbit cu persoana respectivă, am vorbit cu partenerul lui. Bun. Și trimit mail listei mele. Deci, la mai puțin de 2 ore, primesc mail de la persoana respectivă. Zice, băi, mulțumesc frumos pentru mail, l-am citit foarte tare, aș putea să fac și ceva pentru tine? Zic, ok, păi uite, am și eu treaba asta, am și eu săptămâna asta gratuită pe care o am, știi? Zic, a, ok, bine. Și a venit vreo 2 persoane de la, știi, de la mail-ul lui. Adică s-a întâmplat instantaneu, aproape instantaneu. Și asta nu înțelegem de multe ori, că nu e de a pune bețe în roate. Paradoxul ăsta este, pe cât îți ajuți tu competiția, pe atât te ajuți tu pe tine. Suntem aici să ne ajutăm unii pe alții. Eu cred că de asta ne vine așa de ușor să ne vedem, știi, dacă te uiți la o persoană și zici, băi, cam asta ar avea de făcut ca să-și rezolve situația, asta, asta și asta. Dar, în schimb, să vezi la tine ce ai de îmbunătățit, e foarte greu. Și eu cred că e foarte mișto lucrul ăsta, pentru că nu suntem aici să avem deja toate răspunsurile, suntem aici să ne ajutăm. Să zic, uite, băi, tu ce crezi că aș putea să fac? Sau, ajută-mă, dă-mi un alt punct de vedere. Suntem aici să ne oferim altora. Și pe cât oferi, mai ales competiției și mai ales furnizorilor și da, bine, clienților, asta e o chestie normală, să le dau clienților să aibă o experiență foarte mișto și să se bucure. Dar când faci mind shift-ul ăsta, se schimbă multe lucruri. Se schimbă multe lucruri, pentru că nu mai ai iluzia că ești singur. Cum ai observat schimbările atunci când ele chiar au fost observabile, nu acel puțin câte puțin, ci la un moment Da. dat când au apărut niște rezultate, cum le-ai perceput? Ce ai făcut în momentul în care chiar ai observat că s-a schimbat ceva cu adevărat? Probabil m-am pregătit pentru următoarea lecție. Uite, tot ca o paranteză legată de descurcatul ăsta singur, când încercam să-mi promovez școala de unul singur și plăteam reclame pe Facebook, ajunsesem la cheltuieli de undeva la 680 și ceva de euro și nu mi-a venit nicio persoană. Deci n-am avut niciun student nou. Și se dă seama că plăteam 30 de euro luna asta, 30 de luna asta și așa să... E, când am investit într-un mentor și m-am învățat, băi, uite, asta e de făcut, asta, 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 și am acționat, am luat toate chestiile care am luat procesul ăsta foarte serios. Și cum am lansat prima campanie, am cheltuit undeva la 60 de euro, mi-au venit, s-au înscris 24 de persoane, mi-am ales 14 din ele 24. Deci doar cerând ajutor și investind în mine. Cum anume te ajută mentoring-ul? Mai concret, pentru că sunt sigur mulți ar vrea să știe. Pentru că, una la mână, tu te uiți la problemă așa, mentorul tău e deja aici și zice, băi, stai puțin, ai asta, ai asta, ai asta. E, simplu spus, știi deja unde e scurtătura. Pentru că a fost deja pe acolo.
E musai ca el să fi fost acolo unde vrea să ducă pe tine. Da. Să fi trecut prin ceea ce tu poate. Să fii deja unde vrei tu să fii. Uh-huh. Cine e persoana care are relația, sau genul de relație pe care ți-o dorești? Cine e persoana care câștigă banii pe care ți-ai dorit să-i câștigi? Și te duci și ceri ajutor. Zici, băi, ce pot să fac pentru tine? Pot să te plătesc? Pot să-ți ofer din timpul meu? Ai nevoie de ajutor? Întotdeauna oferă ceva înainte. Ce pot să fac pentru tine? Fără să ceri ceva în schimb. Uh-huh. Se întâmplă să oferi cuiva ceva și persoana să zică nu mă interesează, pleacă de aici? Bineînțeles. Și care e problema? Okay. Care e problema? Întreba Bill Walsh, a fost un milionar care a fost în România și a ținut un mega seminar. Și sunt pe grupul lui și întreba într-o zi, cum poți să te conectezi cu oameni de succes, cu milionari, billionaire și așa mai departe? Și zic, oferi întâi fără să ceri ceva înapoi și că da, asta funcționează foarte bine. Foarte bine. Indiferent dacă vrea să facă ceva sau nu, dar hei, ai făcut ceva, hei, ți-ai ieșit puțin din zona aia, hei, ți-ai lărgit puțin perspectivele, ai făcut ceva în plus. Ia, și așa e și asta spune și tu, despre asta discuteai și tu la seminarul de relaționare. Fii tu primul care, cel care oferă. Nu aștepta să ți se dea, a, uite, ți-am luat un măr, vreau și un măr. Ei, ți-am luat un măr, poftim, corect, ce vrei cu el. Pentru că, de fapt, cine oferă primul are putere. Cine oferă primul de fiecare dată, puterea lui în cazurile de genul crește mult mai tare decât bucățica pe care o oferă. Adică ai oferit de aici până aici, puterea ta e de aici până aici, ai mai oferit încă atât, există un background care te ajută să crești așa. Creșterea este foarte mare și exact ce spui și tu, oferă necondiționat. Da. Oferă fără acele așteptări pe care le avem chiar și atunci când dăm unui cerșetor pe stradă. Îi dăm o pâine și avem pretenția să facă, nu știu, cu ea exact ceea ce noi ne așteptăm da, să facă. Da, da, da. Ori actul dăruirii se încheie în clipa în care pâinea, banul, haina au trecut din mâna mea în mâna celuilalt. Este de acolo, e karma lui, e lecția lui. Așa e. Și asta e un concept, e o idee foarte importantă din Wing Chun. Fii tu cel care acționează primul. Nu aștepta, stai că mă barez așa, că fac de aici, fac nu știu ce. Nu, pam! Ca să-i lămurim un pic mai mult pe, linie... pe privitorii noștri, dreaptă. Ce există în Wing Chun care ar ajuta sau ajută în mod concret omul și în viața de zi cu zi? Wing Chun este în primul rând un stil conceptual, este bazat pe idei, pe principii. Și o idee principală este exact de a nu urmări mâna și pur și simplu să te duci la centru. E mai ușor de arată chestia asta cu un partener. În schimb, de multe ori ne place să ne învârtim în jurul problemei, în loc să ne ducem direct în esență. Zic, băi, ok, care e cauza, de fapt? Hai să mă duc să mă joc cu cauza ei. Da? Și asta, de multe ori, zic, sau auzi atâta persoane, mai ales în dezvoltare persoană, și băi, n-am timp, băi, n-am bani. Zic, mă, bun, asta e efectul, dar care e cauza? Cauza este că nu crezi că e suficient de important pentru tine în momentul ăsta, sau nu crezi tu că poți avea rezultatele astea, sau nu crezi tu că poți să treci, că poți să ai consistența necesară să duci până la capăt. Sau nu ți-ai prioritizat suficient. Exact. Cât să... Viața, banii sau da. Știu mai ce, ca să faci lucrul ăsta, să te duci în partea cealaltă. Asta e... N-am timp, n-am bani, n-am aia, sunt doar lucrurile pe care le povestim de suprafață, știi? Dar hai să mergem mai în profunzime. Și o altă chestie deosebită în Wing Chun este că nu ne place să suferim prea mult. Adică, în marea majoritate a stilurilor de arte marțiale, trebuie să ai astea de întăriri, trebuie să te duci, te doare toate după aia a doua zi, te doare spatele, te doare fundul, te doare aia. Ai rupturi musculare, rupturi de ligamente. Mi-aduc aminte, primul meu antrenor de arte marțiale avea ruptură de menisc la ambii genunchi. Și, știi, e așa un proces de... Da, nu sună foarte bine, știi? În Wing Chun, în schimb, poți să ai abilitățile astea marțiale fără tot procesul ăsta de suferință. Este un stil special care îți permite lucrul ăsta să... să capeți anumite abilități fără vânătăi, fără capul umflat, adică devii rapid puternic și nu trebuie să te stresezi așa mult, cum zice și gramăstorul, că mă duc, fac antrenament și probabil mă duc la parte cu prietena. Trebuie să mor acolo, știi?
vorbești din perspectiva omului care a făcut și alt stil de arte marțiale. Uh-huh. Adică nu, da, da, ca da. Să se înțeleagă faptul că nu privești doar din afară, ci știi cum era. Da, da, da. Am făcut și karate, am mai făcut și câteva antrenamente de kick și e foarte, foarte diferit și foarte special. Și culmea este că îți oferă cam aceeași forță ca unei persoane care e de 2 sau de 3 ori mai mare ca tine, pentru că mecanica e diferită. Uh-huh. Foarte bun pentru persoane micuțe de statură, cum sunt și eu, sau pentru fete. Una la mână, că te învață cum să-ți accesezi forța internă, uh-huh. Și doi, îți oferă niște reflexe care îți salvează viața într-o situație de criză pe stradă. Uh-huh. Și trei, este o educație emoțională. Pentru că se spune că dacă te simți bine, niciunul tău e bun. Dacă te simți nașpa, niciunul tău e vară, știi? Și de asta e important să-ți gestionezi emoțiile la momentul respectiv. Uh-huh. Zici, ok, gata, acum sunt pregătit, sunt focalizat, să mă duc pe țintă, nu mă poate opri nimic. Da? Și îți intre în starea, e o emoție, e energie. Exact. Da. Dacă ar fi să te gândești la câteva acele lucruri care te-au ajutat să fii aici, să mergi încă mai departe, acel lucru pe care le facem fiecare zi, acele obiceiuri bune, uh-huh. Care ar fi el? Băi, știi, mult timp eu am fost, când făceam karate am învățat importanța muncii din greu, dar eu cu disciplina am urât școala exact din motivul ăsta, pentru că trebuia să faci aia, să gândești când se spune, să vorbești când se spune, știi, așa foarte, foarte rigid. Și mie disciplina mi-a displăcut foarte, foarte mult timp. Adică mi-aș fi dorit mult timp să am niște obiceiuri zilnice pe care să le practic. Și începeam, făceam câteva zile. E altceva când te duceai la antrenament pentru că aveai un obiectiv și te duceai regulat la antrenament pentru că era așa de fain și așa de mă încânta așa de mult că nu mă vedeam făcând altceva. Acum, în schimb, e altfel. Acum îmi scriu obiectivele în fiecare zi, uh-huh. Îmi planific ziua, citesc, fac videouri în mod constant și meditez. Uh-huh. Lucruri la care doar visam anii trecuți și ajută foarte, foarte mult să-ți vizualizezi, să-ți începi ziua vizualizându-ți obiectivele. Pentru că nu doar că te face mai atent la lucrurile care te pot duce acolo, să profiți de oportunitate, dar îți dă o stare bună, uh-huh. Pentru tot restul zilei. Că atunci când ești într-o stare bună, poți să creezi lucruri faine. E ca și cum ai un copac sănătos care face fructe sănătoase. Și foarte, e deosebit de important. Zici, bă, dar nu pot să-mi fac obiceiuri. Bă, te speli pe dinți, faci duș. De ce? Pentru că ai o plăcere din asta, știi? Ah, ok, m-am făcut duș, miros frumos, acum pot să mă duc în oraș, wow, ce bine stă părul azi. Se face obicei și când vezi plăcerea, când îți dai gustul sentimentului... Cum faci să-ți formezi un nou obicei? Că la început el nu este un obicei, este doar o chestie întâmplătoare, nu? Sunt două modalități. Una e cu biciu, alta e cu mierea. Depinde care îți place mult. Dacă îți place să suferi, ia-o cu aia cu biciu, o să funcționeze pentru tine. Știi? Zici, am ratat o zi, mă simt oribil, mâine nu vreau să ratez, deci azi mă simt oribil toată ziua pentru că am ratat lucrul ăsta. Asta e biciu. Doi e mierea, adică stai în preajma persoanei care fac deja lucrul ăsta. Consultă-te cu, sau prietenește-te sau ia un mentorat din partea unei persoane care face deja lucrul ăsta. Și să vezi că e foarte ușor să devii genul ăsta de persoană când intri în genul ăsta de energie sau genul ăsta de prezență. Ți-e foarte ușor. Inevitabil începi să semeni cu oamenii mai devreme sau mai târziu, cu oamenii pe care ai în jurul tău cel mai mult timp. Absolut. Cum faci să găsești persoanele cu care chiar vrei să semeni? Vii la Wing Chun. Ok. Prima. Vii la Wing Chun și te duci la seminarii de dezvoltare personală. Depinde ce vrei. Foarte important, întâi, înainte de toate, vorbeam de cauză. Bun, ce vrei de fapt? Uh-huh. Vrei o stabilitate financiară? Bun. Care sunt oamenii care au deja lucrul ăsta? Unde găsesc? Uh-huh. Unde sunt oamenii de succes în sensul ăsta? Ți s-a întâmplat că ajungând la un anumit nivel,
un nivel dorit, un nivel foarte satisfăcător, să spui, o las mai mare un pic. Oh, da. Da, da, da. Știi, uite, mi se întâmpla anul trecut că îmi veneau așa de multe persoane în club, că nu apreciam lucrul ăsta, uitam să apreciez. Și ziceam, a, nu vrei să înveți? Nicio problemă, mai sunt 10 care așteaptă. Știi? Și e ușor să ne fure chestia asta. Da, 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 știi? Și după aceea te trezești și vezi, bă, stai puțin. Nu e vorba de asta. Nu e vorba de asta. E foarte important să ai, ai creat o relație cu anumite persoane, știi? E important să rămână pe termen lung. Să le oferi, ok, ce pot să le mai dau, ce pot să le mai ofer. Să creezi un grup sau o familie și e valabil dacă ai un angajat. Da. Ce faci? Stai în permanență să-i trăinuiești? Că îți placă tot timpul. Dar înveți pe parcurs. Important este să faci, după aceea se urmează. Fă greșeli și nu te mustra prea mult. Ai zis grandmaster acum că am fost în antena ultima oară. Zice, când ai succes, nu fi prea arogant. Să nu te bucura prea mult și să fii arogant, pentru că oamenii vor pleca de lângă tine. Și mai sunt ați oameni care au succes. Dar nu e nimic wow, știi? Sau ai ieșuat, ok, te simți prea rău, mai sunt oameni care au ieșuat și mergi mai departe. Da, da. Indiferent că e vorba de succes sau de eșec, învață, oamenii învață mai ușor din eșec, pentru că se simt foarte jos și atunci vor să se ridice, măcar în genunchi. Și zic, băi, ce-am greșit. Însă din succes învață uneori mai puțin, din propriile succese. Sunt persoane care spun, eu n-am avut niciodată succes, eu nu am calități, serios? Chiar n-ai făcut nimic bun până acum? Exact. Chiar n-ai fost apreciată pentru nimic? Începuse și să vorbești un pic despre transformarea studenților tăi, membrilor clubului. Cum? Cum îi vezi și cum simt ei că își transformă viețile? De la oameni care nu te puteau privi în ochi când ți intrau pe ușă să știi, să vezi așa cum înfloresc și cum vorbesc în fața unui grup de oameni fără nicio problemă. La oameni care credeau că au deja încredere în sine și acum după un an îmi zic, băi, când m-ai întrebat, ok, și crezi că ai încredere în tine? Zic, da. Și acum când după un an îmi zic, ce să mai zic acum? Da, da. Eu credeam că asta înseamnă să ai încredere în tine, dar uite că e altceva. Și își dă seama de fapt de ce au înăuntru. Da. Și când nu mai ai nevoie așa de mult de ta validare externă, e important la început să zică ceva, băi, bravo. Dar după aia, și ideea asta de succes, cum ai spus că bă, eu am ajuns, am succes, pot să o las mai moale. De ce? Pentru că ți-ai primit validarea, nu te-ai bucurat, nu ai fost acolo pentru drum, pentru călătorie, ai fost acolo pentru succes, pentru o destinație. Și zici, ok, mi-am primit medalia, pot să le nevesc acum. Nu, când te bucuri de fiecare zi, când te bucuri cu adevărat de ceea ce faci, când te bucuri de antrenament, te bucuri de fiecare clipă, nu ai nevoie nici o medalie. Ce? Am luat bronzul? Ce? Am luat aurul? Ce? N-am luat diploma? Și ce dacă? Eu încă mai am antrenamentele mele. Mult mai importantă competiția cu tine însuți decât cu ceilalți. E mai important decât să concurezi cu tine însuți. Cred că e mai important să te accepti, să te iubești în primul rând așa cum ești. Cu bune cu rele. Că asta zice că cel mai mare dușman ești tu. De ce trebuie să fiu eu cel mai mare dușman al meu? Nu poți fi cel mai bun prieten al meu? Da, vorbeam de competiție în sensul în care vrei să fii astăzi mai bun decât ieri, mâine mai bun decât astăzi, da. Adică să devii acea, poate e clișeic de vreodată, cea mai bună varianta ta, dar e foarte adevărat. O faci pentru că ți-e frică că nu e suficient de bun? Da. Sau o faci pentru că îți place așa de mult sau vezi potențialul tău de a crește în permanență și bucuria simți asta? Exact. Deci asta e întrebarea, ce vrei, biciu sau mierea? E mult mai mișto când zici, băi, uite, vreau să fiu cel mai bun prieten al meu și vreau să fiu, ok, să mă accept și, bun, am greșit azi. Mâine o să fie mai bine. De ce? Pentru că am făcut asta și înainte. Am învățat și mers mai departe. Dacă ar fi să recomanzi ceva, unor tineri care se uită acum la noi, sunt și studenți, unor deja antreprenori, unor proprietari de startup-uri care vor să-și dezvolte business-ul, ce le-ai recomanda pentru început? Ce ar fi atât de important, acele lucruri pe care nu se poate trece? Începeți cu mentalitatea de investitor, nu mentalitatea de antreprenor sau soloprenor. Pentru că la început,
cădem în capcana de a crede că totul trebuie făcut de noi. Ok, facturi, aia, trebuie să ajung acolo să fac aia. Ești o singură persoană. Învață să faci banii să muncească pentru tine. Învață să faci expertiza ta să muncească pentru tine. Învață să delegi, învață să faci oamenii de lângă tine să se simtă apreciați și speciali. Și să vadă, să-i inspiri, să creadă că și ei pot avea aceeași rezultate, dacă nu mai bune, ca ale tale. Adică adu-l lângă tine niște egali și nu niște oameni pe care cărora doar să le spui ce să facă. Nu neapărat egali, pentru că, uite, oamenii când... Tratați egal, mă refer la asta. Da. Adică să zici, băi, uite, eu nu sunt cu nimic special, ce-am făcut eu poți să faci și tu. E suficient doar să înveți. Și asta e că de multe ori plecăm cu mentalitatea asta, băi, trebuie să fac eu totul. Prima chestie, eu mă pricep atât de bine, că nimeni nu mai poate face ce fac eu. Cea mai grea chestie și lucru care m-a salvat de multe coborâșuri, pentru că ai sus și urcușuri și coborâșuri, e normal. Și o chestie pe care am învățat-o de la Robert Kiyosaki. Se spune să pui 10% deoparte. Nu, pune 30% deoparte. 10% pentru economiile personale, 10% pentru investiții și 10% pentru caritate. Și investiții pot fi investiții în tine, orică vin la seminarele tale, orică vin la cursurile de Wing Chun, orică vor să investească în bursă. Dar investește în ceva. Ai niște economii pe care ți le păstrezi și foarte important să oferi niște bani pentru caritate, karma bună. Pui acele procente deoparte chiar dacă sau puneai chiar și atunci când nu câștigai suficient, când câștigai puțin? Când asta se întâmpla de multe ori, încă n-am ajuns acolo în stadiu în care să nu mai intru deloc în banii ăștia. Deci până acum m-au salvat din anumite situații. Ideal este să nu intri deloc în ei, să nu intri absolut deloc în ei, zici, bă, ok, ăștia dispart în momentul de față. Provocarea este că mulți oameni zic, bă, dar stai că eu am totul la limită, eu trebuie să plătesc aia, n-am cum să pun bani deoparte. Ideea este, ok, cât am luat? Am luat azi 1000 de lei? Bun. 100 de lei pentru caritate, 100 de lei pentru economie și 100 de lei pentru investiții. Și hai să vezi că banii aia nici nu se mai trebuie. De multe ori cheltuim pe prostii. Știi? Și zici, bă, că nu mai ajung banii. Nu, prima chestie pe care o faci când îți intră niște bani, faci lucrul ăsta. Și îți intri deja într-o mentalitate de investitor. Doi, realizează că nu ești chiar atât de special. Bun, poate în momentul ăsta tu ești expertul în ceea ce faci tu, în firma ta sau în proiectul tău. Nu o să fie nimeni la fel de bun ca tine la început. Dar dă din responsabilitățile tale și altora. Mă duc aminte că m-am întors în România și zic lui taică-mi, se plângea că se aleargă în toate direcțiile, știi? Și zice, băi, nu mai pot de atâta muncă, m-am săturat, nu mai fac față. Și zic, ok, ce-ai făcut azi? Păi m-am dus să plătesc factura asta, să fac nu știu ce. Zic, ok. Din firma ta nu se putea aduce nimeni cu mașina și cu factura să-ți achite ce aveai tu de plătit? Nu înțelegi nimic. La 2 ani, după 2 ani și-a angajat o persoană, l-a instruit foarte bine, a învățat cum să comunice cu clienții, cum să tai facturi, cum să fac aia. E așa de relaxat acum. Săptămâna trecută s-a întors din Grecia, a stat o săptămână, a vizitat Meteora, nu, s-a dus cu alt grup. Și este foarte, foarte încântat și mereu îmi spune, că da, uite, mi-ai spus atunci, stai, habar n-are ce vorbește. Că așa suntem la început, credem că totul trebuie să facem noi. Oamenii se bucură să te ajute, oamenii se bucură să facă parte din viziunea ta, oamenii se bucură să ia mai mult din responsabilități, pentru că simt că oferă. Corect. Important ca viziunea ta să includă cu adevărat și pe ei. Da. Să se vadă lângă tine atunci când le propui propria viziune. Și să le aduce minte în mod constant, hei, ești important pentru ce se întâmplă aici. Într-adevăr. Da, foarte, foarte interesant și foarte adevărat lucrul ăsta. Sifu Bogdan Roșu, Empowerment Wing Chun, vă invit cu mare drag la Școala de Arte Marțiale și Dezvoltare Personală prin Arte Marțiale și nu numai. Vă mulțumim tare mult, îți mulțumesc pentru că ai onorat invitația la lecția de startup.
De asemenea, sunt sigur că oamenii vor lua valoare din ceea ce noi am vorbit timp de măcar 30 de minute. Eu îmi propun 30 de minute și mereu depășim așa un pic, dar mă gândesc 30 că... de minute? 30 de minute, da. Chiar mai multe, zic. Mulțumesc foarte mult, să aveți o seară extrem de reușită. Toate cele bune. Hai sus!